O parte dintr-un viaduct s-a prăbușit într-un oraș din Polonia, chiar peste șoseaua pe care treceau mașini. Un fragment din structură s-a prăbușit în timpul unor lucrări, apoi s-a declanșat efectul de domino. Înregistrarea video realizată de șoferul uneia dintre mașinile care treceau prin zonă arată că viaductul s-a prăbușit chiar în fața vehiculelor care se îndreptau spre el. Viaductul a fost închis în martie anul trecut din cauza riscului de prăbușire. Viceprimarul din Cozalin a informat că lucrările de demolare urmau să se desfășoare succesiv. Prin urmare, strada de dedesubt a fost deschisă pentru pietoni și vehicule. Închiderea acestei părți a traseului a fost planificată în zilele următoare pentru maximum o zi și jumătate. Din Fericire nimeni nu trecea pe sub viaduct în momentul incidentului, așa că nu există răniți. Cu toate acestea, o mașină parcată sub pod a fost avariată.